Înainte de a începe ședința ordinară de astăzi, la propunerea colegilor ziariști, am dorit să ținem un moment de recunoaștere pentru domnul Ovidiu Bufnilă, coleg de-al dumneavoastră. Deschisă ședința ordinară de astăzi, 20.02.2020. Cunoașteți proiectul ordinii de zi, din convocare? Înainte de a trece la vot, am să vă propun modul de suplimentare ordinii de zi cu încă două proiecte, proiectele 22 și 23. Dacă sunteți de acord, vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal din 7 februarie 2020. Dacă nu sunt observații, spunem la vot cine este pentru. Intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Aveți cu ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu v-aș propune să încep cu proiectul numărul 2. Înțeleg că domnul Panfil este pentru. Dânsul este propus ca și pe luna viitoare ca și președinte și să nu așteptăm... Asta încercăm eu, pentru că vreau să facem un schimb de locuri pe domnul Schiriu. Haideți, parcurgem de la proiectul numărul 2 și când vine dânsul, vorbesc dumneavoastră cu dânsul dacă vreți să faceți. Am discutat, dar vreau să fie... Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 1 pentru anul 2020 în vederea repartizării prin închiriere a unei locuințe de serviciu aflată în proprietatea municipiului Ionești. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, astfel că locuințele de serviciu din proprietatea privată a primăriei Ionești Lidere pot fi repartizate la o solicitare expresă numai persoanelor și familiilor ce se regăsesc pe lista de priorități aprobată de Consiliul Local cu analiza solicitărilor în cazul Comisiei Sociale constituită în acest scop. Astfel, Comisia Socială de a analiza proceda la verificarea dosarului domnului Treșcoviță Bogdan Ioan, salariat în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, pentru atribuirea unei locuințe de serviciu. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Totul de specialitate a fost prezentat. Discuții, dacă sunt în marginea proiectului. Comisia 1 a vis favorabil. Comisia 4 a vis favorabil. Discuții, dacă sunt. Dacă nu sunt observații, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Deci am aflat numărul 3. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 1 pentru anul 2020 în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor anele din municipiul Ionești. Având în vedere că la momentul actual sunt disponibile un număr de 7 unități locative, locuințe ANR, se impune repartizarea acestora în conformitate cu prevederile legale. Având în vedere aceste aspecte, propun Consiliului Local Ionești spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la atribuirea unor locuințe ANR situate în municipiul Ionești, strada Alea Viitorului. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia a vis favorabil Comisia 1. A vis favorabil Comisia 4. Dacă sunt discuții pe marginea corectă, dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Ionești pentru anul 2020-2021. Organizarea rețelei școlare a municipiului Ionești este foarte importantă pentru a nu se aduce perturbări procesului educațional la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, de pe raza municipiului nostru și pentru funcționarea unităților în cauză în condiții optime conform legislației în vigoare. Considerăm că așa cum este conceput prezentul proiect privind aprobarea organizării rețelei școlare a municipiului Ionești pentru anul școlar 2020-2021, întrunește toate condițiile de legalitate, oportunitate și necesitate, drept pentru care supune spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 3 și Comisia 4. A vis favorabil Comisia 4. Discuții, dacă sunt în marginea proiectului.
Dacă nu sunt observații, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la proiectul numărul 5. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil ce aparține municipiului Ionești. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune închirierea prin licitație publică a unui spațiu cu destinație magazin în suprafață de 33,78 metri pătrați, situat în interiorul pieței agroalimentare sector C, din strada Cașinului numărul 2, conform anexă numărul 1. Luând în considerare cele menționate, precum și prevederile legale în vigoare, considerăm că prezentul proiect îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate, drept pentru care înaintăm spre analiză și aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Oportunitatea a fost prezentată. Comisia? A fost favorabil Comisia 1. Comisia 4? Favorabil și Comisia 4. Mulțumesc! Dacă nu se trecem la vot, cine este pentru? Împotriva, abținere? Da. Dați-mi voie să citesc acum, să revin la proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna martie 2020. Prin acest proiect de hotărâre propun ca următorul consilier local în funcție, în ordine alfabetică, să fie ales președinte de ședință pentru luna martie 2020, pentru buna desfășurare a ședințelor de consiliu și pentru deplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Unești, precum și a legislației în vigoare. Față de cele menționate, rost aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 4. În ordine alfabetică ar fi domnul Panfil. Da, am un singur amendament. Am convenit cu colega mea care m-a rugat să facem rocada. Pentru că în luna aprilie lunei nu este, o să fie lunei luna martie și o să fie luna aprilie. N-am nicio problemă, am mai procedat în modalitatea asta. Mulțumesc. Cine este pentru? Împotriva. Trebuia votat amendamentul și apoi proiectul. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile, terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Ionești. Terenurile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Ionești pot fi concesionate prin licitație publică în conformitate cu legislația în vigoare și în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului. Concesionarea terenurilor prezintă un dublu interes atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren proprietate publică, cât și pentru cetățenii municipiului. Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație poate fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Ionești în forma înaintată. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia? Aviz favorabil Comisia 1. La proiectul acesta este depus și un amendament. Este depus un amendament de către domnul primar, dacă îmi permiteți, domnul președinte, să-i dau citire. Amendamentul presupune completarea anexei 1 cu poziția 3. Este vorba de un spațiu comercial al Seceralului Impex, 292 de metri pătrați, din domeniul privat al municipiului. Și v-aș ruga să supuneți la vot întâi acest amendament și pe urmă trec proiect. Cine este pentru? Amendament. Împotriva, abțineri. Cine este pentru proiectul numărul 6? Împotriva, abținere. Deci mai departe la proiectul numărul 7. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unui contract de concesiune prin diminuarea suprafeței terenului concesionat și aprobarea modelului de act adițional. Prin hotărârea de Consiliu anterior a fost aprobată concesionarea terenului în suprafață de 36,48 metri pătrați, situat în Bulevardul Idus, numărul 13A, municipiul Ionești. Având în vedere reactualizarea măsurătorilor cadastrale, în conformitate cu planul de amplasament și delimitare, întocmit de o persoană autorizată a NCPI, se impune modificarea suprafeței care face obiectul contractului de concesiune numărul 42/2008. Luând în considerare cele menționate mai sus, considerăm că prezentul proiect îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate, drept pentru care înaintăm spre analiză și aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia? Comisia 4 a vis favorabil. Și Comisia 1 a vis favorabil. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt observații, spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Trecem mai departe la următorul proiect. Aveți cuvântul. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drepturilor de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului Onești. Domnul Sascău Petrică solicită preluarea unui contract de concesiune ce are ca obiect concesionarea unui teren proprietatea municipiului Onești, situat în bulevardul Itus numărul 35, lot 35, în suprafață de 16 metri pătrați. Având destinația de spațiu comercial, motivat de faptul că a devenit proprietarul imobilului, construcție amplasat pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune menționat. Ca urmare a celor expuse, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Aviz Comisiei nr. 4. Aviz favorabil Comisiei 4. Discuții, dacă sunt de marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, spunem la vot. Cine este pentru? Potriva acțiunii. Trecem la proiectul nr. 9. Aviz Comisiei. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Comisiei Mixte pentru atribuirea în folosința spațiilor cu alte destinații decât aceea de locuință aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 101 din 16/8/2016. Ținând cont de faptul că unele persoane nominalizate să-și desfășoare activitatea în cadrul acestei Comisii Mixte nu mai lucrează în cadrul instituției, pentru a-și putea desfășura activitatea în condițiile legale, este necesară actualizarea Comisiei Mixte pentru atribuirea în folosința spațiilor cu alte destinații decât aceea de locuință. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei de specialitate. Favorabil Comisia 1. Favorabil Comisia 4. Discuții la persoană, imaginea persoană. Dacă nu sunt observați, spunem la cine este pentru? Împotriva, ține. Trecem mai departe la proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Comisiei de Evaluare Ofertanților pentru concesionarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Onești, aprobată prin HCL numărul 165 din 30/9/2019. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 165/2019 a fost aprobată Comisia de Evaluare a Ofertanților pentru concesionarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Onești. Ținând cont de faptul că una dintre persoanele nominalizate nu mai lucrează în cadrul instituției, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții de legalitate, este necesară actualizarea acestei comisii. Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia? Favorabil Comisia 1. Favorabil Comisia 4. Discuții dacă sunt în marșa. Dacă nu sunt observații, spun la cine este pentru. Împotrivă, abțineri. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de acces pe terenurile proprietatea municipiului Onești pentru realizarea unor lucrări de deviere a unei instalații de telecomunicații de către Societatea Telecom România Communications S.A. Imobilul teren pe care se propune amplasarea rețelei fixe de telecomunicații aparținând Telecom România Communications, respectiv terenul aflat afectat de executarea lucrărilor, este situat parțial în intravilan, parțial în extravilanul municipiului Onești și parțial în proprietatea Administrației Naționale a Apelor Române. Pentru obținerea autorizației de construire este necesar acordul exercitării dreptului de acces, acord ce poate fi obținut prin hotărârea Consiliului Local, drept pentru care propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1. Comisia 1 a vizit favorabil. Comisia 2. Comisia 4 a vizit favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Aici aș avea eu o chestiune pe care am discutat-o în comisie, la ședința pe care am avut-o în marți. În răspunsul pe care l-am primit de la Serviciul de Urbanism, s-a fi văzut necesară inserarea în cadrul contractului, impunerea unei clauze care să oblige Telecom România să permită celorlalți operatori folosința aceluiași traseu. Nu s-a făcut amendament pe această chestiune, am fost de acord cu reprezentanții Serviciului de Specialitate să insereze în contract, în mod obligatoriu, această clauză,
n-am apreciat-o ca fiind esențială pentru acest contract, însă ea va fi inserată în cadrul proiectului și am promisiunea din partea reprezentanților că vor urma indicațiile Serviciului de Urbanism. Alte discuții la noastră? Dacă nu mai sunt observații, supunem la cine este pentru. Împotrivă, abțineri. Deci, mai departe, la proiectul numărul 12. Aveți cuvântul. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local Onești a unor bunuri mobile. Prin hotărâre de Consiliu anterior au fost date în administrare clădiri cu instalații termice și sanitare aferente în vederea desfășurării activității în condiții optime, având în vedere adresele administratorilor acestor bunuri prin care se solicită casarea unor părți componente a instalațiilor de încălzire motivat de faptul că acestea nu mai funcționează, bunurile fiind înlocuite cu altele noi, este necesară preluarea acestor bunuri, proprietatea municipiului Onești, în administrarea Consiliului Local, de pentru care supune spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Comisia 1 a avut favorabil. Comisia 4? A avut favorabil. Discuții, dacă sunt întrebări la proiectul. Da, da. Ar trebui să fie un punct următor la proiectul de hotărâre prin care se casează aceste mijloace. Ce face să mută la primărie? Nu mai sunt de utilizare, au 15-20 de ani, poate și mai bine. După ce se mută? Se mută. Al doilea punct al proiectului se casează de către Consiliul. Ce mai facem în vădă? Păi dacă comisia pe care o voi nominaliza la preluarea bunurilor constată că ele trebuie casate, automat veni și cu casare. Dar dacă comisia care va prelua consideră că nu sunt bunuri ce se sunt cu casare, nu vor fi casate. Acum aceste bunuri, dacă sunt acolo, nu se nu mai simt. Dacă întrebați valoarea de unul din 10 români, dacă știe despre ce e vorba, nu știe, nu? Nu putem acum să le casăm că nu știe despre ce e vorba. Dar sunt specialiști. Comisia, sigur. Bine, revenim cu un proiect de genul ăsta după ce comisia constată sau nu că trebuie scasate totalitate sau în parte. Mulțumesc pentru intervenție. Discuții dacă mai sunt. Dacă nu mai sunt observați, spune la vă. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Deci am luat proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare primire numărul 17.054 din 18.08.2010, partea contractului numărul 16.886 din 18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat către SECE domeniul public și privat Onești S.A. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 42 din 12 iulie 2010 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat către SECE domeniul public și privat Onești S.A. În vederea desfășurării activității de administrare a domeniului public și privat este necesară transmiterea ca bun de retur pe durata contractului de delegare a gestiunii a bunurilor prevăzute în prezentul proiect de hotărâre. Mașină de frezat la rece a 3 loturi de teren situate în calea Bacului numărul 14 a străzilor calea Brașovului, calea Bacului din municipiul Onești, către SECE domeniul public și privat Onești S.A. societății, revenindu-i obligația de a se comporta ca un bun proprietar și de a restitui proprietarului bunul de retur primit în perfectă stare. Având în vedere competențele și atribuțiile ce le revin autorităților publice locale, în ceea ce privește înființarea, organizarea, monitorizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Raportul de activitate a fost prezentat. Comisia 1? Comisia 1 a avis favorabil. Comisia 4? A avis favorabil. La acest proiect este și un amendament de zi, domnul primar, dacă vreți să știți. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, este de fapt o îndreptare a erorii materiale. La anexa 2.2, lotul 3, târgu auto, mașini rulate, în loc de suprafața înscrisă 15.145 metri pătrați, va scrie suprafața de 4.380 metri pătrați, așa cum s-a aprobat dezmembrarea prin hotărârea Consiliului Local numărul 217 din 18.11.2019. Deci o diminuare de suprafață pentru că a fost dezmembrat în 3 loturi. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supunem la vot și proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține?
pe cea noastră pe numărul 14. Aveți hotărâre. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind regimul juridic al drepturilor de proprietate publică și de proprietate privată a municipiului Onești. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii toate problemele de interes local potrivit codului administrativ. În actul amintit anterior, legiuitorul a stabilit reguli specifice pentru proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale privind exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, principii specifice dreptului de proprietate publică, inventarierea bunurilor, trecerea bunurilor dintr-un domeniu în altul, modalități de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. Prin proiectul de hotărâre prezentat, vă propun aprobarea regulamentului privind regimul juridic al drepturilor de proprietate publică și de proprietate privată ale unității administrativ-teritoriale municipiului Onești, în acord cu prevederile legale în vigoare. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei de Specialitate. Favorabil Comisia 1. Comisia 4. Favorabil Comisia 4. Și la acest proiect avem un amendament depus de către Comisia numărul 4, dacă prezentă la citire. Îi dau citire sau eu zic că nu are sens să-l, pentru că a fost comunicat din timp tuturor consilierilor locali, cred că se știe despre ce e vorba. Dacă sunt vorbi de cuvânt pe amendament. Cred că nu are sens să-l mai lecturăm, pentru că e o chestiune pe care am stabilit-o în comisie. E regulă, atunci spunem al vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Spunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, exercitând atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului. Printr-un memoriu, o serie de reprezentanți ai societăților comerciale ce desfășoară activități comerciale în interiorul pieței agroalimentare, sectoarele A și B, solicită prelungirea contractelor de închiriere, motivat de faptul că la spațiile ce le-au închirie au adus îmbunătățiri prin modernizarea acestor spații cu bani proprii, ținând cont de fapt că aceiași comercianți au fost de bună credință, fiind unități comerciale bune clasice, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea duratei unor contracte de închiriere în forma prezentată. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei? Aviz favorabil Comisia 1. Favorabil Comisia. Avem un amendament la acest proiect, depus de cei de la PND, dacă... Avem un amendament, o modificare a articolului 1, care urmează a avea următorul conținut, se aprobă prelungirea pe o perioadă de 10 ani în loc de 5 ani, așa cum era trecut în proiectul de hotărâre, a contractelor de închiriere a agenților economici menționați în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Modificarea respectă prevederile articolului 4 din modelul de contract de închiriere aprobat ca anexă la proiectul de hotărâre numărul 14, privind aprobarea regulamentului cu privire la regimul juridic al drepturilor de proprietate publică și proprietate privată are ale OAT-ul Onești. Este vorba de o modificare doar la termenului, în loc de 5 ani, 10 ani, cred că este oportună la acest moment această modificare. Ați discuții dacă mai sunt la amendamentului? Dacă nu sunt pentru discuții, spunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Spunem la vot proiectul numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Trecem la proiectul numărul 16. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate într-un tradițional. Imobilele ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietate privată al municipiului Onești sunt situate în intravilanul localității identificate prin planul de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unui număr de două cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop concesionarea. Față de cele menționate, o să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei de Specialitate. Aviz favorabil Comisia 1. Aviz favorabil Comisia 4. Discuții dacă sunt pe acel proiect. Dacă nu sunt observații, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține.
Trecem la proiectul următor. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea acceptului de înființare a consorțiului școlar Sanity. Pentru o adresă înaintată instituției noastre, Școala Sanitară Post-Liceală Sanity solicită acceptul de înființare al consorțiului școlar Sanity. Potrivit regulamentului cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare, acesta are nevoie de acceptul de înființare al autorităților administrației locale, din raza teritorială unde funcționează fiecare unitate de învățământ, precum și de avizul de oportunitate pentru înființarea consorțiului școlar de la Inspectoratul Școlar Județean. Având în vedere cele menționate mai sus, precum și de faptul că Inspectoratul Județean Școlar, Bacău, a acordat avizul de oportunitate, se propune aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind acordarea acceptului de înființare al consorțiului școlar Sanity în forma prezentată. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul comisiei. Comisia 3, favorabil. Comisia 4? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Da, noi. Am primit o solicitare de la un domn doctor în privința posibilității ca această școală post-liceală să poată purta numele doctorului Lazar, doctor ce a lucrat la Spitalul Municipal Onești. În consecință de cauză, fiind adresată mie această rugăminte, eu vă rog pe dumneavoastră ca noi toți, de lângă mine și Consiliul Local, să facem și noi o adresă către această instituție de învățământ, rugându-i, dacă este posibil, să schimbe numele în instituție în Dr. Lazar. Dacă dumneavoastră împărtășiți această idee, vă rog, cum am făcut și vis-a-vis de alte inițiative comune, vis-a-vis de mediu și știți că am mai făcut unele, să facem și acest demers. Vă mulțumesc! Discuții dacă mai sunt. Dacă nu sunt observați, să punem la vot. Ce nu este pentru? Împotrivă? Abținere? Trecem la proiectul următor. Aveți cuvântul, domnul primar. Proiect de hotărâre, proiect 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al municipiului Onești anul 2020, a bugetului multianual, a bugetului de activitate autofinanțate, a listelor de investiții pe anul 2020, a listelor de investiții multianuale și a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Bugetul este instrumentul fundamental al muncii de previziune, deoarece prin el se concentrează și direcționează întreaga activitate decizională, altfel spus, reprezintă lista veniturilor generate și a cheltuielilor ocazionale ale instituțiilor publice. Credibilitatea și legitimitatea echilibrului financiar se întemeiază de corelarea între încasări și plăți, între șansele de finanțare și destinația acestora și, în final, între venituri și cheltuieli. Fundamentarea veniturilor bugetului local al municipiului Onești s-a bazat pe constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute, stabilirea cheltuielilor bugetului local pe anul 2020, s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetului local, estimate a se realiza. Ca urmare acestor prezentate, precum și a prevederilor legale în vigoare, propun spre aprobarea proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului consolidat al municipiului Onești, la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești și listele de investiții pe anul 2020. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 4, favorabil. Comisia 2? Favorabil. Sunt trei amendamente depuse. O să încerc să le citească fiecare cum le-a depus în numărul ordinii de puneri, înregistrării mai exact. Primul amendament al domnului consilier Florian Constantin și domnul Iene. O să vă rog să-mi permiteți să solicit o pauză necesară unor discuții pe marginea proiectului. O pauză foarte scurtă. O pauză de 5 minute, cel mai important proiect după ordine de zi a ședinței de astăzi. Da, în regulă. E pauză. Mulțumesc. Desca.
Am citit proiectul că trebuie să amendamente. Este citit amendamentul 1? Nu? Nu? Îl citiți, vă rog? Da. Nu o să le citim în teren. Alături de colegul meu, domnul consilier Iene, propunem suplimentarea 100.000 de lei a fondurilor alocate prin anexa 1. Suma propusă a se suplimenta va fi alocată pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Ortodoxă. Față de cele menționate, propun adoptarea proiectului de hotărâre cu modificarea menționată. Mulțumesc frumos! Discuții, dacă sunt asupra acestui regulament. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la următorul amendament. Amendamentul colegilor de la PNL. Da, cine ia, citește. Aveți cum? Deci, am tot colegii la PNL. Refacere... E formă, sub formă de... Haideți, vă rog, citiți-o. La capitolul 3402, drumul și străzi, se introduce punctul 3, refacere infrastructură strada Gării, refacere infrastructură DG119 pe porțiune aflată la administrarea UAT Onești, punctul 5, refacere, reparare infrastructură strada Industriilor și refacere infrastructură Bulevard Voitus de la Monument Eminescu până la sensul Geratorul spre Brașov. Sursele de finanțare stabiliți. Da, numai puțin, vă rog frumos să deschid la buget. Sunt de acord cu acest amendament, cu rezerva că banii pe care i-ați menționat, cei 400.000 de lei, da, de la primul punct, de la punctul 3, cei 400.000 de lei de la punctul 4, cei 30.000 de lei de la punctul 5, cei 30.000 de lei de la punctul 6, să nu fie luați de la capitolul 6702, 8402, 8402, ci să fie luați de la cheltuiel de funcționare. 5102, administrație publică. Vă mulțumesc. Vă descurcați, nu? Zi, domnule. Da, nu. Salarii. Ok? De la salarii, da. Exact, de la salarii. Eu îmi asum lucrul acesta. Ce s-a făcut liniște? Mai departe. Supunem la vot discuții, dacă mai sunt. Totalul este de 80 și cu 60, 140.000 de lei, adică un miliard jumătate. Vă spun eu că nu este o problemă. Sumele au fost puse estimative. Pe noi de interesat doar capitolul. Da, le prindem capitole cu sumele este estimative, de rog de acolo estimative. Exact, deci nu o sumă, oricum sumele zici. Da, de acord. Deci supunem la vot amendamentul în forma prezentată și asumată de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Și trecem mai departe atunci la ultimul amendament, amendamentul propus de grupul FSRU. Aveți cuvântul, domnule. Am pus noi o serie de propuneri pentru buget, pentru a avea coerență cu propunerile deja votate din, și propuse de către PNL. O să renunțăm la primul punct, eliminarea poziției autoturism și la punctul 2, pentru că înțeleg că deja s-a votat reabilitarea străzii industriilor. Mai rămâne atunci punctul 3 cu introducerea următoarelor poziții. Am să le dau citire ca să se poată vota. Punctul 2.5. Modernizare terenuri de sport, bază sportivă, la capitolul 6.7.02, lucrări noi, cheltuieli de proiectare și alocarea sumei de 20.000 de lei. Litera B.
punctul, introducerea punctului 2, lucrări, modernizare, terenul de sport, baza sportivă la capitolul 67.02, lucrări noi și alocarea sumei de 160.000 de lor. Dar în același timp, dacă îmi permiteți să-i spun domnului primar că am un deja zis de la ședința din aprilie de anul trecut, când am venit cu aceleași propuneri și au rămas intacte și imaculate. Care sunt acele? Exact astea, industriilor astea, dar industriilor și cu bază sportivă. Cunoaștem cu toții faptul că anul 2019 s-a încheiat cu excedent și atunci cred că bugetul ar fi fost pentru aceste investiții. M-aș bucura să avem, aș putea să spun că este un început bun în mandatul ăsta, chiar dacă e la final, în ceea ce privește colaborarea pe buget și cu aplicarea măsurilor în teren. Dați-mi voie să vă spun, anul trecut excedentul s-a datorat exclusiv unei rectificări de buget care a apărut în luna noiembrie de 10,2 milioane de lei. Dacă nu eram cu acea rectificare, nu că nu era excedere, eram într-un mare deficit. Ca să știți că n-au fost bani și nu i-am direcționat către investiții. 2. Asta ca să clarificăm asupra excedentului. 2. Investiția în bazele sportive o vom face, este depus un proiect de Compania Națională de Investiții și se va face. Nu este prins într-un proiect depus de finanțare, ceea ce dumneavoastră spuneți, terenuri acoperite sau nu, ceea ce bănuiesc că la asta face referire modernizarea terenurilor de sport, bază sportivă. Terenuri de tenis. Cele care sunt acolo de modernizat, deja și domnul Panfil a venit cu solicitare în acest sens, am prins pe lista de investiții și sunt de acord cu amendamentul dumneavoastră citit și expus. Nu spuneți de unde să se ia de aici, care e sursa de finanțare, dar vă spun eu că va fi aceeași. Și anume, cheltuieli funcționale. 51.0. Da, pentru că am discutat în prealabil chestiunea asta și făcut cele două proiecte să suprapun, da, există, am discutat în prealabil la Ministerul Economic, există o sumă alocată, se va face un SF pentru teren de tenis, acoperit și eventual pentru un teren de fotbal. Asta a fost, eu am discutat înainte, n-am mai... Și este prin de investiții și... Mulțumesc, domnul director. Discuții, dacă mai sunt. Eu aș vrea să întăresc ceea ce a spus colegul meu, Alex Cristea. Într-adevăr, dacă mă uit pe amendamentele din 2018 și din 2019 făcute de grupul liberal, acestea au fost duse la îndeplinire doar parțial. În 2018 am solicitat să se asfalteze strada la Nugării și să se facă iluminată publică, nu s-a întâmplat, iar în 2019 singura chestiune care s-a dus la îndeplinire din amendamentul nostru a fost reabilitarea străzii Tineretului. Eu sper ca amendamentele de anul acesta să fie toate realizate în puținul timp pe care îl mai aveți. Care duc la acestui oraș și poate la noul mandat să duceți la continuare. Vreau să vă spun, vă mulțumesc, vreau să vă spun că nu este ceva intenționat. Dumneavoastră și colegii dumneavoastră, cei care, cu care discut pe baza problemelor administrative, înțeleg. Și unii dintre dumneavoastră s-au și convins că atunci când spun și fac. Nu aș fi putut și nu voi face o investiție pe lanul Gării din punct de vedere asfalt, până când pe lanul Gării nu se va finaliza investiția de canal. Pentru că nu știu dacă știți, dar eu știu, acolo nu există canalizare. Să facem ceea ce s-a mai făcut și s-a constatat că va fi o greșeală. Să așternem asfalt, după care venim, tăiem toate străzile, tragem canalizare și apoi petice de asfalt, nu cred că nici dumneavoastră, dar eu sigur nu sunt adeptul unor astfel de soluții. Și același lucru îl pot spune și despre străzile că văd acei trei domni din cartierul Slobozia. Din cartierul Slobozia, la fel, avem alimentare cu apă, nu avem gaze, nu avem canalizare. Pe proiectul Raja poate fi consultat și avem planșele. Există planul de investiții din punct de vedere ca rețea de canalizare în cartierul Slobozia. Există și un demers, dar o să vorbim mai încolo despre el, prins deja în buget, un demers să realizăm instalație de gaze. Deja discuțiile cu Delgas Grid
sunt destul de înaintate și împreună vom merge la Ministerul Economiei pentru a primi un anumit acord. Dar eu vă garantez că ceea ce votăm astăzi va fi realizat. Și ceea ce a propus domnul consilier Cristea Curești în domnii sale și ceea ce propuneți dumneavoastră, atâta timp cât suntem sănătoși. În rest nu sunt alte probleme. Eu aș vrea să văd chiar toate cele da, și în afară de tineret, trebuie să știți că ați mai făcut amendament și țin eu minte, cu strada Talpol și strada și aceea, dați, uitați, o enumerați, mai sunt, da. Atât. Tineretului și Talpol. Eu zic că sunt două străzi care contează și care au... Eu n-am zis că nu... Au implicat, da, da, au implicat niște sume considerabile. Da, aveți dreptate, dar încercăm să le facem pe toate. Mi-ar plăcea să le facem pe toate. Sigur, și nu le face Gratiu Nicolae, le facem împreună, stați liniștit. Asta am și spus, să le facem. Nu mi-am asumat niciodată exclusiv. V-aș ruga să lăsați totuși un piculeț și pe domnul primar de la Gura Băii două minute, pentru că e foarte important și punctul dumneavoastră de vedere. Noi am susținut ca porțiunea de drum care din Dejen 119, care face legătura între Onești și Gura Băii, să beneficieze de o refacere a infrastructurii. Apreciez că această lucrare ar trebui făcută într-un regim permanent, pentru că știm că de la 1 martie o să apară iarăși problemele legate de lucrările la podul de peste râul Trotuș. Și varianta cu accesul către Bacope la Gura Băii este una care ar ușura din foarte multe puncte de vedere accesul către reședința de județ. Dumneavoastră urmează să prioritizați în funcție de modul în care vă permite bugetul această lucrare, dar cred că e foarte important să-l ascultăm și pe dumneavoastră titulez, pentru că are un cuvânt de spus în această chestiune. Aveți cuvântul, doamne. Numai să nu dureze, vă rog. Bună ziua. Să-mi permite să iau loc. Domnule primar, doamnelor, domnilor consilieri, stimați invitați. Mă numesc Ignația Valerică, primarul domnului Gura Băii de 8 ani. În primul rând, țin să vă felicit ca primar de 8 ani, profit de experiență în administrație publică, pentru modul elegant, rapid și eficient cu care dumneavoastră lucrați. Este un exemplu de consiliu local care lucrează frumos în bine cetățeanul. Lăsăm politicul deoparte, partidul și cetățeanul primează. Vă felicit, domnule primar și consilieri locali. Pe cuvânt, sunteți un exemplu și chiar pentru... Vă o să dau exemplu și celor din consiliul local Gura Băii, în plus la cetățean. Trecând mai departe, sunt mesagerul, 5.000 de locuitori, 1.000 de navetiști, ele, muncitori pe platforma municipiului Onești. De 30 de ani, cu lingura, dragi consilieri, câte o gaură dacă astupam, tot astupam acești 2 km de drum. Sincer, există un pericol public. Vreau să fiu scurt și vă pot spune că acum câteva zile, două, trei săptămâni, un om, un șofer, o mașină, o pană și a să-i luată pericol public. N-aș vrea să convocăm comitetul județean pentru situații urgente pentru acela. Se poate promova. Nu este neapărat refacerea infrastructurii. Am înțeles, aveți un buget limitat, asta este la toate unitățile administrative teritoriale, dar vă rugăm mult. Din toată inima cetățenii m-au puternicit să vă rugăm ca dumneavoastră, în regim de urgență, cu cât mai repede, cu atât mai bine, să ascultăm acele lucruri. Am mai calculat și în anii trecuți, am nenumerate adrese către dumneavoastră, toți primarii, inclusiv, dar nu mai vorbim de ori de ghină, am primit notificări. La anul vom programa în buget. Vă rog, faceți un efort și tot în aceeași unitate, tot cu aceeași responsabilitate să votați pentru comuna Gura Băii și dați-ne speranța că vor circula pentru Dorotean. Vă felicit încă o dată și vă mulțumesc că mi-ați acordat încrederea și cele câteva minute. Doamne ajută și mult succes! Mulțumim! Domnule primar, dacă îmi permiteți, spuneați cum sunteți adeptul străzilor asfaltate înainte de a fi trase infrastructura, canalizare și gaze. Dacă nu puteți spune, strada Talpol are canalizare și gaze? Are rezervă unde să facem. Rezervă? Adică dreapta asta, da, dar sunt străzi care nu există rezervă dreapta stânga. Asta am și spus că n-am asfaltat altfel și oamenii de acolo știu. Am discutat cu specialiștii și de la Raja și de la gaz.
Și pe acolo se pot trage, există case, se poate trage canalizare fără să afecteze strada. Domnul primar, la Slobozeie, greua de centură care m-am rugat, are 6 metri drumul. Nu cred că asfaltăm 6 metri. Mi-ați promis de anul trecut din buget că o să luați atitudine. Nu pot merge oameni nici cu căruțele la Slobozeie, atât de tare s-a deteriorat drumul ăla și sunt atât de multe găuri, de nu mai putem merge efectiv. Eu stau la asfalt, stau domnul. Dar cetățenii de acolo mereu sunt nemulțumiți de starea lui. Măcar o lamă să îndrepte puțin, să pună un pic de balast. Am înțeles, nu-i momentul acum, dar cineva, cel care administrează acest drum, ar trebui cât de cât, o dată pe an, să treacă să uite și cum stau drumurile care nu sunt de asemenea. Mulțumesc. Aveți dreptate, trebuie greșit. Aveți cuvântul. Trebuie să reformulate. Da. Spuneți. În ceea ce privește amendamentele care au fost formulate, vă rog că, din punctul meu de vedere și nu doar din punctul meu de vedere juridic, nu putem să introducem direct în lista de investiții o lucrare fără să avem inițial un DALI care este aprobat. Deci, cel mult putem să facem cheltuieli de proiectare pentru o refacere infrastructură stradă-gară, după ce se face DALI-ul pentru că este pe investiții, după aceea se aprobă indicatorii tehnico-economici, rezultă o valoare a lucrării. Deci să prindem acte. Să prindem acte. Exact. Să prindem realizare DALI plus execum. Este singura modalitate prin care pot proiecta și execuție. Facem o modificare a formei. Exact. Modificare de formă, așa că nu să nu asta este rugămintea pentru ambele amendamente. La toate. Tot ce înseamnă lucrări, nu pot să fie direct lucrare. Sunt două străzi, care tot la fel am promis. Eu vom face, mi-a scăpat acum. Ieșire din Onești către Caracău. Trebuie să și aceea pe lista de investiții, vă rog frumos, să o prindeți. La ședința următoare facem modificare în ceea ce privește. Dar acum, pentru că să vă rog dacă sunteți de acord să reformulăm, să nu punem direct lucrări, nu avem posibilitatea legală să punem direct lucrări pe proiectare și execuție. Tot ce înseamnă în cele două amendamente lucrări, facem... Nu proiectare, că nu trebuie să proiectăm. DALI-ul, prima dată. Urmând ca după ce facem DALI-ul, da? Dar lucrările. Mulțumesc. Deci, haideți să supunem la vot amendamentul, ultimul amendament. Domnului Cristea și colegii. Cine este pentru? Împotriva, ține. Nu sunt. Și să revenim la amendamentul dumneavoastră. Nu la proiect. La proiect. În regulă. Atunci haideți să supunem la vot proiectul. Sub forma propusă de către colegi cu schimbarea... Mulțumesc. Sunt câteva chestiuni pe care aș vrea să le învederez. Și întrebări în același timp. Și cu permisiunea dumneavoastră, domnul primar, prefer să le enumăr pe toate, să enunț întrebările și apoi să primesc răspunsuri la fel la calup. Ultimul pe buget. Comparând 2019 cu 2020, am observat lipsa unui obiectiv, modernizarea zonei de est, zona Mals și cu Galas. Care ar fi motivul pentru care a dispărut din buget? Apoi, comparând bugetul de investiții 2019 cu 2020, am observat o scădere de 73% a bugetului comparativ cu anul anterior. Ținând cont presiunea care există pe buget și toate cele ce sunt propuse spre buna funcționare, cheltuieli, salariale, de funcționare, materiale, investiții pe care ne le propunem, întrebarea este dacă ne permitem să le ducem pe toate într-un lift decent, fără să fie nevoie de o creditare a primăriei. Și ultima chestiune referitoare la extinderea rețelei de gaz. Care ar fi zonele orașului care au fost luate în calcul? Înțeleg că este Bolivia, vreau să întreb dacă este și Bolivia luat în considerare pentru acest proiect și, de asemenea, a început domnul primar o discuție sursa de finanțare pentru ele. Vă mulțumesc! Da. Și la urmă, la sursa de finanțare, ar fi finanțare primăria municipiului Ionești și Delgaz Grinde. Dar să dezvolt puțin, să nu spuneți că
Zonele unde va fi extins, unde va fi extinsă rețeaua de gaze, vor fi Slobozia, Belgi, Borzești. Discuții purtate și cu cei de la Borzești, cu oamenii de acolo, o parte din documente, din documentație și-au făcut-o singuri, în fine, demersul l-am făcut comun și așa mai departe. Vis-a-vis de suma alocată pentru investiții 2020, avem foarte multe proiecte depuse pentru diferite zone ale orașului. Doamna Irina este aici prezentă. Avem promisiunea că vor fi semnate contractele în viitorul foarte apropiat. Bine, asta s-a spus și luna trecută. Vezi modernizare zonei Est, Piațetă Casa de Cultură, Venus, Saturn, Jupiter, Mercur. Am văzut un buget, n-am văzut marul. Și... proiecte finanțate. În momentul în care avem proiecte care au șansa de a fi finanțate, noi ducem sume de bani și alocăm către acea zonă. N-am avut niciodată documentație foarte bine elaborată din punct de vedere economic și tehnic, astfel încât pe zona de mal să obținem finanțare. Cu toate că noi am lucrat pe zona aceasta și avem depuse. Dar neavând încă angajament și promisiune din partea celor de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, am zis, haideți să ducem banii unde vom primi finanțare. Înțeleg că studiile acolo sunt făcute tot, dar vreau să știți că nu a uitat nimeni zona aia. Okay. Ideea e că dacă nu semnăm contractul într-o direcție sau nu începem anumite lucrări într-o direcție propusă prin această listă de investiții, luăm banii de acolo și ducem în altă zonă. Înțeleg că ajungem mai mic, da, exact. Și atunci noi mergem și încercăm să maximizăm și să finanțăm lucrările și investițiile care pot fi realizate, să nu venim cu povești. Altfel dădeam sume de bani mai mici și mai mari la fiecare investiție și toată lumea era mulțumită, dar nu se făcea nimic. Și atunci maximizăm unde avem oportunități. Acestea ar fi ideile și soluțiile care le avem și pe asta am lucrat, așa am lucrat cu colegii mei până acum. Dacă vom găsi și alte finanțări sau alte iluminatul, vorbeam de iluminat, aplicat iluminatul pe fond nerambursabile pe POR, acum s-a deschis o listă de finanțare pe iluminat pe Ministerul Mediului. Lucrăm acum pe varianta asta. De ce a aplicat? Că ne-a trebuit un aviz de la mediu care spunea, de fapt, avizul de la mediu că n-avem nevoie de aviz de la mediu. Asta spunea. Clasa notificări. L-am depus, a fost o zi întârziere în opinia dânșilor depus. S-a contestat sau acestea sunt problemele de care eu și colegii mei ne izbim zi de zi și vă rugăm frumos să ne credeți de bunele noastre intenții. Cum le-ați avut și dumneavoastră și cum le-a avut bănuiesc orice primar. Orice primar își dorește să facă cât mai multe lucruri. Din păcate, nu reușim toți la fel de multe sau, din fericire, unii reușesc mai mult ca alții. Dar nu e de ajuns. Nu am ajuns nici eu și bănuiesc niciunul dintre dumneavoastră la autosuficiență. Gata, domnule, am făcut pe toate, suntem cei mai buni. Nu. Mai sunt foarte multe de făcut în municipiul meu și știu cu toții asta. Important este să se vadă că mergem într-o direcție. Bună, zic eu. Vă mulțumesc pentru discuții, dacă mai sunt. Dacă nu mai sunt observații, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, ține. Trecem la proiectul următor. Aveți cuvântul următor. Vreau să vă cer, am o rugăminte la dumneavoastră, vreau să vă cer permisiunea să facem o schimbare în numerotarea proiectelor. Eu am promis că voi pleca la 3 la București la o întâlnire, am vorbit cu colegii liberali și știți lucrul acesta, cu promisiunea că până la 3 mergem pe repede înainte și terminăm. Mai dorim dacă se poate să votăm proiectul numărul 19, să le expun, după care proiectul cu asocierea cu Consiliul Județean și cu avizul de principiu la gaze și o să mă retrag chiar dacă sau să mergem foarte repede, la 5 minute acum. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului EcoSud și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078 din 16.04.2019. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea comună a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre, cum și realizarea în comun acord a unor proiecte de investiții publice de interes zonal, regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului
pe baza strategiei de dezvoltare. Având în vedere prevederile documentului de poziție, privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management a Deșeurilor Solide în județul Bacău, actelor adiționale 1, 3, 4 a documentului de poziție, se apreciază faptul că pentru asigurarea finanțării pentru transport, selectare, compostare, depozitare, părțile conform de comun acord să stabilească în condițiile legii taxe speciale de salubrizare. Având în vedere cele mai sus menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Cosud și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 10.078 din 16.04.2018. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul Comisiei. Comisia 1 a avis favorabil. Comisia 4 favorabil. Discuții dacă sunt în dacă nu sunt observații, pe ce am avut? Am o supra întrebare, scuzați-mă. Aici scrie 81 lei tone pentru plurarea de șoruri, construcții și demolări. Cum ajung aceste reziduri în construcții la ei? Nu știu dacă cer de la... Se poate ajunge foarte simplu și am avut discuțiile acestea și în Consiliul Local și cu asociațiile de proprietari. Asociațiile de proprietari pot contracta operatorul din municipiul Onești, județul Bacău, să vină să le ia deșeurile și plătesc. Din păcate nu e popularizat. Fiecare se descurcă cu am înțeles. O să-l popularizăm, uitați. Facem un înscris, lipim, vă promis săptămâna viitoare la fiecare. Am discutat și cu operatorul, le vine, vine le ridică, știm cu toții, spună saci lângă și avem poliția locală, facem această notificare, îi anunțăm, după care vom amenda asociația de proprietari dacă rămân gunoaiele acolo. Operatorul nu va lua decât dacă este plătit cu noi, sub formă de deșeuri, rezultate din construcții modernizări. Vă mulțumesc. Discuții dacă mai sunt. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Potriva, ține. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea clubului sportiv școlar a unui imobil ce aparține domeniului public al municipiului Onești. Haideți că fac o scurtă prezentare ca să nu mai rămâneți legitim. Este vorba de sala pe care o știți de lângă de la chimie, modernizată de către noi. Am preluat-o să o modernizăm, am modernizat-o, dăm înapoi către club. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul comisiei. Favorabil. Favorabil, poate. Discuții dacă sunt. Spuneți, domnule. Nu o să votez acest proiect, că nu am trecem la vot. Atunci cine este pentru? Împotriva, abține. Proiectul numărul 21. Aveți cuvântul. Da. Proiect de hotărâre privind declararea Sfântului Ștefan cel Mare ca patron spiritual și ocrotitor al municipiului Onești împreună cu Sfântul Ierarh Nicolae. An de an, în rândul credincioșilor oneșteni, cultul Sfântului Voievod s-a amplificat prin numeroase manifestări culturale religioase atât la Unicul și la Bozești. Având în vedere cele prezentate, vă propunem declararea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt ca patron spiritual și ocrotitor al municipiului Onești împreună cu Sfântul Ierarh Nicolae. În forma prezentată, vă rugăm să aprobați proiectul propus. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul comisiei. Comisia 1 a avis favorabil. Favorabil. Discuții dacă sunt. Da, da. Profit de prezența părintelui Protopop Bărgăuanu în sală să vă spun că este un proiect la care s-au gândit mai mulți onești. Nu este inițiativa exclusivă a mea sau a vreunui cleric din Onești. Vreau să vă spun că s-a studiat la nivel național și să știți că nu există Ștefan cel Mare, ocrotitor al nici unei comunități mari din România. Din păcate. Ci doar prin Republica Moldova. Dar, profitând de această oportunitate pe care o avem, având Borzeștiul aproape, locul copilăriei Sfântului Voievod, cred că este bine, cred că este un pol care poate, din punct de vedere turistic, cultural, religios, să crească, să spun, numărul celor interesați să viziteze municipiul Onești. Și cred că voievodul Ștefan cel Mare merită această cinste pe care dumneavoastră puteți să-i o acordați astăzi. Eu vă mulțumesc, sper să fiți alături de acest proiect și împreună anul acesta să îndeplinim ceea ce ne propunem și printr-un monument istoric. Vă mulțumesc! Discuții?
Eu aș da cuvântul și domnului părintelui Protopom, mă scuzați. Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, iubiți invitați, dați-mi voie să mă ridic în fața dumneavoastră, să vă mulțumesc în mod respectuos pentru acest eveniment istoric. Se cuvenea, este drept și cuvenit lucru, ca icoana pe care o veți acolo observ pe Ștefan cel Mare și Sfânt să fie și ocrotitorul municipiului Ionești. Este locul în care s-a născut, s-a jucat, a căutat să aducă în atenție personalitatea lui Mitruț. Biserica este construită la Borzești într-o cinstea bunilor mei, a bunicilor. Ședința de astăzi o consider un act de naștere pentru certificatul de ocrotitor al municipiului Ionești. Sunt atâtea edificii importante construite aici. Mă refer la Biserica din Borzești, la Biserica Sfânta Maria Magdalena din 6 martie, care este de fapt mica putnă, la celelalte frumoase lucrări pe care le-ați făcut pentru oneșteni. Ștefan cel Mare și Sfânt, alături de Sfântul Ierar Nicolae, își merită pe bună dreptate titulatura de ocrotitor al municipiului Onești, municipiul nostru. Respectos, în numele Arhiepiscopului nostru Ioachim, vă mulțumesc din suflet, vă felicit pentru această unanimitate și aș vrea să vă rog dacă putem să facem o ședință solemnă la care să invităm pe starețul Mănăstirii Putna și alte oficialități care să facă această decizie, să spunem, cunoscută tuturor și încă o dată respect, considerație și prețuire tuturor care iubiți pe acest mare moldovean și mare român până la urmă, pentru că fără Ștefan cel Mare și Sfânt, nu știu dacă eram o Moldova atât de credincioasă și sfântă, cum este declarată de atâția cunoscători și vizitatori ai acestor zone. Vă mulțumesc respectuos tuturor! Domnul Cristian? Pe cuvânt am să spun și eu. Din urmă, mă bucur că se întâmplă acest proiect. O inițiativă similară am avut și trebuie să-mi fac mea culpa pentru că nu am dus-o la capăt. Atunci am avut o problemă de formă acum 4 ani și nu am continuat cu acel proiect. Vă este bine să fiți alături de mine sau cu toții să fim inițiatori cu voi. Nu știu dacă asta e importanța, asta e o chestiune strict formalistă și chiar nu are nicio importanță. Este bine că se întâmplă acest lucru, pe lângă conexiunile istorice care există între domnitorul Ștefan cel Mare și Onești. Există și o mare demnitate pentru noi ca oneșteni, ca Domnul Sfânt, atât de important pentru întreaga țară, conectat cu Oneștiul și care se ne depune protector. Și pe lângă aceste, știu eu, legături istorice, trebuie să le mai avem și pe celelalte spirituale în vedere. Zilele orașului, vara, în afara postului, cred că sunt mult mai bine venite pentru oneșteni decât în postul dinaintea Crăciunului. Și pe lângă asta, mi-aduc aminte atunci când s-a dat denumirea spitalului și s-a stabilit protector acolo, că Sfântul era Luca al Crimeei, au mai fost niște discuții despre oportunitatea sau neoportunitatea acestui proiect, acestei decizii. Și cred că lucrurile care s-au întâmplat la spital, dincolo de oameni politici care au fost implicați, oameni administrativi care la fel au depus eforturi pentru ducerea lor la îndeplinire, a avut un rol important și protecția Sfântului care a fost ales pentru spital. Și la fel cum eu știu, la unele proiecte au lipsit avize, acolo iată că lucrurile, zic eu, că au fost în regulă și sunt pe un făgaș bun din punctul meu de vedere. Mulțumesc. Discuții dacă mai sunt. Spune-mi la vot proiectul cine este pentru. Împotriva ține, trecem la proiectul următor. Mulțumim, părinte. Mai rămâneți? Nu. Vă mulțumim mult. Vom avea clar, 2 iulie vom avea clar. O să stabilim o dată pentru, împreună cu colegii pentru o ședință de consiliu în care să fie invitat și în alt grad Sfințitul Ioachim și Sfântul Stareț. Mă iertați, domnul primar și domnul consilier, v-aș propune o dată în timpul postului mare, o joi, deci în primul rând că este post și Ștefan cel Mare a fost și un postitor, și în al doilea rând n-aș vrea să ne apropiem prea mult de alegeri, pentru că consider ca să nu se interpreteze în fel. Păi haideți să facem în felul următor, perfect. Stabiliți dumneavoastră data pe baza calendarului care l-au invitații de seamă, și bănuiesc colegii mei vor fi de acord. Vă propuneam din această comisie care a spus-o Ștefan cel Mare să facă parte și anumiți consilieri de comun acord cu dumneavoastră, cu acordul dumneavoastră, domnului primar,
și în care se facă parte episcopul nostru și vor fi invitați Consilieri de Marcă, toți cei care vreau să invit, toți starețele sau starețele care sunt, să spunem, continuitori ai tradiției și spiritualității Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Vă mulțumesc respectuos. Mulțumim frumos, o zi bună. Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Județean Bacău, Municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, în vederea implementării proiectului reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, cod SMIS 118.007. Proiectul reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești se află în faza de implementare, până în prezent fiind realizate activitățile de informare și publicitate, actualizare documentației în fază DALI și întocmire documentației de atribuire pentru achiziționarea serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție. Întrucât pentru începerea lucrărilor este necesară asigurarea surselor de finanțare aferente cheltuielilor eligibile și neeligibile, Consiliul Județean Bacău, la solicitarea municipiului Ionești, intenționează să sprijine implementarea proiectului prin asigurarea unui procent de 95% din valoarea totală a contribuției proprii a municipiului Ionești și a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Față de cele menționate, vă rugăm să deliberați. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul comisiei. Aviz favorabil comisiei. Favorabil și comisia. Discuții, dacă s-o rog. Aveți cum. Țin să le mulțumesc colegilor, dacă le pot spune așa, din Consiliul Județean. Ieri s-a aprobat bugetul la Consiliul Județean. Înțeleg că acest proiect a fost votat în unanimitate. Asta înseamnă că au fost și colegi de la PSD și colegi de la PNL și colegi din alte partide politice. Nu știu exact cum e configurat Consiliul Județean, vă mărturisesc. Dar le mulțumesc tuturor pentru că au votat această asociere, o asociere care va însemna mult pentru actul medical prestat de către Unitatea Medicală din Onești după ce lucrările vor fi finalizate. Așadar, le mulțumesc tuturor și dumneavoastră. Mulțumesc mult! Mulțumesc. Spune-mi la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Deci am la proiectul următor. Aveți cum vă. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Onești pentru participarea la cofinanțarea obiectivului de investiții, înființare distribuție gaze naturale în localitatea Slobozia, este cartierul Slobozia, aparținătoare a Municipiului Onești, județul Bacău. În vederea realizării obiectivului de investiții, înființare distribuție gaze naturale în cartierul Slobozia, aparținător a municipiului Onești, județul Bacău, este necesar a se emite un acord de principiu al Consiliului Local al Municipiului Onești pentru participarea la cofinanțare. Lucrările de extindere a obiectivului, conducte necesare acordării în cazul zonei de concesiune, se realizează prin coparticiparea la finanțarea operatorului și a OATE împreună, în funcție de eficiența investiției. Față de cele menționate, urmează să deliberați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul comisiei. Aviz favorabil comisia. Discuții la persoană. Trebuie să mă simt dator să vă spun în ce stadiu suntem, pentru că nu sunt genul de om care vând iluzii. Suntem în stadiu în care Delgas Green și-a dat acordul condiționat asupra acestei cofinanțări, în care dânșii spun că dintr-un total de aproximativ 2.200.000, vorbesc aproximativ, dânșii pot finanța 200.000 de lei, urmând ca 1.900.000 să fie cofinanțarea Consiliului Local Onești. Nu sunt niște sume fixe acum. Urmează ca noi împreună să parcurgem niște pași și să obținem un acord de la Ministerul Energiei. Deja am solicitat în scris către operator să ne dea calculul tehnico-economic pe care dânșii l-au făcut deja în urma solicitărilor făcute de către locuitorii din acest cartier.
Eu mă voi strădui alături de colegii mei să mergem pe repede înainte, astfel încât proiectul să înceapă cât de curând. Ceea ce este bine este următorul fapt, astfel de investiții s-au mai desfășurat în țară într-un astfel de parteneriat și există un exemplu de bună practică. Și Delgas Grind nu lucrează cu agenții economici, cei care realizează instalațiile propriu-zise, decât cu unii pe care îi avează și pe care îi cunosc. Asta poate da încredere că lucrările vor merge repede. Eu țin să vă mulțumesc pentru ideea dumneavoastră și gândul de a sprijini, intenția de a sprijini acest proiect. Este un proiect care poate începe în acest an și poate fi finalizat anul următor. Aceasta este ideea. Vă mulțumesc. Da. Domnule primar, dacă îmi permiteți, sursa de finanțare ați identificat-o sau... Da, am spus-o de două ori. Este vorba de bani de la buget de la Consiliul Local Onești plus... Avem bani prin și buget anul acesta pentru această lucrare? Este, ați votat bugetul, da. Nu suma totală acum, pentru că nu știm, nu încă dată am spus. Mai mică de asta. Nu e foarte mică suma, dar vom lua sume de la proiectele care nu pot fi implementate și vă ducem la proiectele care pot fi implementate. Ideea e să nu tăiem de pe listă investiții care pot fi implementate. Despre asta este vorba. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Proiectul următor diverse, dacă are cineva ceva de... Eu am două chestiuni punctuale care nu durează decât de foarte puțin. Știu că domnul primar se grăbește. Am vorbit cu colegul meu, Robert Chiriac, s-a părut oportun să încercăm să găsim o variantă să acoperim clădirea veșnicului Ilie de la intrare din cartier, pentru că arată foarte rău. Am înțeles că acolo e o situație destul de ciudată. Este proprietate, dar... Este proprietate privată. Nu știm dacă veți face niște verificări, l-am rugat pe colegul meu să facă niște verificări, să vedem dacă s-a... Dar imaginați-vă că vin asociații de proprietari sau reprezentanți care doresc să le refacem acoperișul. Și acolo mai și trăiesc oameni. Nu cred că ar fi corect să acoperim, o casă nelocuită. Nu, o pânză cu ceva. O pânză, exact. Aia să vezi un variantă de discurs. S-o mască. Eu mă gândesc cu varianta asta de mascare. Pe modelul care vi l-a spus mai devreme. Mă așteptam să faceți cu totul altceva. Adică să arate așa cum o să arate cinematograful după ce va fi făcut investiția. Am costat foarte mulți bani și banii nu au fost cheltuiți de la primăria municipiului Onești. Și m-ar fi costat în altă sursă prea mulți bani ca să realizeze. Da, în fine, nu comentez că... Dar căutăm o sursă să vedeți ce greu se găsește pentru a rezolva problema la domnul. Sunt moștenitori. Dar facem la limita de proprietate. Dacă îmi permiteți pentru mascarea asta, mă gândesc că poate fi prevăzută o măsură complementară în regulamentul de... Impozitul de 5 ori, spun. Puteți că mă aveți vent financiar și o măsură complementară de învergere. Am înțeles, domnul Cristian. Și se poate. Răspunsul că se poate. Numai că în condițiile următoare sunt. Proiect de hotărâre, majorările pe taxe, pe impozit, pe clădire, gen penalizarea amenda, vin punctual. Adică pe fiecare clădire în parte pe care vrem să o amendăm, cu proiect de hotărâre cu datele stabilite, 200%, 300%, 500% maxim pe impozit și o altă măsură complementară. Da, cu posibilitatea... Există posibilitatea legală. Până aceasta de a institui această măsură complementară, îmi sugestie foarte bună colegului Cristea. O altă chestiune pe care vreau să o pun în discuție, bănuiesc că știți de existența ei, e vorba de problemele care au apărut la liceul Petru Poni. Știu că au venit cu o cerere la dumneavoastră și v-au solicitat alocarea unei sume de bani pentru reparații la acoperiș și la centralele și pentru achiziționarea de centrale termice la unele din clădirile pe care le au în proprietate. Nu am făcut amendament la buget pentru că am discutat cu colega Irina Anghel și mi-a spus că este suficient să fie, că sunt lucrări de reparații. Aș vrea să aveți în vedere chestiunea asta pentru că apreciez că tot ceea ce ține de școală trebuie tratat cu prioritate. Da, dar o facem în mod diferit, că vedeți dumneavoastră. Există acel buget cost pe relevă. Unii domni directori fac niște eforturi pe care le puteți înțelege sau nu. Și nominalizez. Uitați la școala Ștefan cel Mare. Nu numai că nu cere bani, face și economie din banii pe care îi primește.
și își modernizează singur o serie de investiții. Dar vorbim de situații diferite. Da, păi, tocmai asta vreau să spun. Să știți că situațiile diferite implică oameni diferiți. Adică sunt domn director care gestionează bine banii și sunt anumiți domn director și îmi pare rău că nu mai e domnul director economic, care când te duci la ora 16, 14, 18 și intri în respectiva clădire sau clădiri, o să-i vedeți pe elevii de acolo că stau mai la bustul gol decât noi astăzi aici. Adică căldura de pe lume. Și atunci stai și te gândești, cum mă întreb și eu astăzi și o să vorbesc cu domnul Mihelă, dacă banul este cheltuit eficient. Eu înțeleg ce spuneți, aveți dreptate. Prioritatea este învățământul și sănătate pentru noi. Sunt nu ca un domn care a spus mai când la televizor, acum și știți, o să pun pe internet pe casele, ci pentru noi prioritate sunt investițiile, investitorii, nu sănătatea și învățământul, am înțeles. Pentru noi cei de aici prezenți reprezintă o prioritate, dar să știți că acord mare atenție la modul cum se cheltuiesc banii publici în acest sens și nu este un exemplu bun, exemplu prezentat mai devreme din acest punct de vedere. Aici eu nu știu, sunt doar mesagerul acestei probleme pe care aș vrea să am pus-o în discuție și aș vrea să o aveți în vedere și să încercați să rezolvați. Facem împreună o analiză să vedeți ce sume primesc fiecare instituție de învățământ, câți elevi au și câți bani am alocat către instituțiile de învățământ din municipiul Onești de-a lungul anilor ce au trecut. Doar un minut, dacă mai permiteți, v-am rugat și am trecut doar și anul acesta ca în ședința următoare, dacă se poate, așa cum dumneavoastră, cum își dorește de asistență socială, pentru un aport de activitate de anul în curs, cei de la DPP care gestionează prin infrastructură, să vină și dumneavoastră cu un raport și vă informez că anul trecut 511 oameni au fost mușcați pe domeniul public, spitalul a cheltuit 126.000 de lei pentru medicamentație și pentru și nu e regulă, pentru că avem un serviciu și nu se întâmplă nimic. Rog de peste la zile să ridice câini de la subozia, nimeni nu. Oamenii au câini în curți, mai vin și de la altă parte, nu ia nimeni, din păcate. Și vrem să vedem. Oamenii iași fac activitatea lor. Eu iau cuvântul acum, după care o să mă retrag și sper să nu vă supărați. Ați înghit de mi-ați adresat întrebarea, dar o să vă întristați puțin acum. Vă rog frumos pe toți cei care aveți calitate de membri în adunarea generală a acționarilor, în AVA, la DTP, să mergeți acolo, la ședințe. Pentru că... Vă invităm și pe dumneavoastră. Eu nu am fost invitat niciodată și nu am calitate. Dar când mă veți invita... Stimată doamnă, stimați colegi, niciodată nu m-ați invitat. Când mă veți invita, voi veni. Dar rugămintea mea este următoarea. Până mă invitați, vă rog frumos să mergeți dumneavoastră, toți cei care... Și nu mă refer la o parte dintre dumneavoastră, la toți. Unii n-au mers niciodată. Unii au mers odată 3-4 ani de când au această calitate, unii mai des și unii tot timpul. Dar nu vreau să fac acum un raport. Dar prin calitatea care o aveți vis-a-vis de AGA la DPP, aveți acolo și pâinea, și cuțitul, și fondul de tăiat, suportul de tăiat. Mergeți și cereți-le socoteală. Îmi cereți mie să le cere lor socoteală, o să le cere. O să fac și lucrul acesta și o să le cer acum public un raport. Și o să-l prezintă. Dar rugămintea mea este să mergeți acolo și să-i luați de urechi dacă este cazul. Sau să-i felicitați, nu știu. Bănuiesc că sunt activități care merg bine și unele care merg rău, dar tot fiind bunătățite. Noi am avut o perioadă acolo, o sincopă, și anume știți. Nu a fost și-a dat demisia domnul doctor, domnul Luchică, care era șeful secției, să zic, coordonatorul secției de ecarisaj, și o perioadă, neavând doctor, nici n-ai voie să capturezi. Pentru că regimul este unul special, e ca și cum ar avea armă de vânătoare. Acele puști cu anestezie sau cum o fi, că nu știu exact, au un regim special al armelor și muniților și nu putea cineva, fără medic angajat, să desfășoare activitatea. Dar eu nu spun că ceea ce dumneavoastră îmi semnalați acum nu este adevărat. Cred că este adevărat. Dar rugămintea ei să-i luați și dumneavoastră puțin. Eu vă mulțumesc și dacă nu mai sunt întrebări, aș mai sta dacă sunt, dacă nu, vă rog frumos să mă scuzați, mai aș pleca. Vă urez o zi bună și vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. La revedere, vă mulțumesc.